problemă foarte frumoasă, frumoasă chiar. Spune așa. 2007 supra 2 la puterea 2008. Să se găsească ultimele 3 decimale. Să se găsească ultimele 3 decimale. La împărțirea asta îți dă un număr decimal. Da. Și numărul decimal, un cât de decimal. Și ultimele 3 să le găsim. Din desfășurare. Doamne pești. Ce faină problema de... E de olimpiadă, presupun. Nu știu, era pe... Nu, era la un test băgat problema asta. Deci 2007 supra la 2008. Ei, în fața problemei acestea, sigur că nu este... Nu te simți confortabil. Apropo de ce spune tu, ce mă fac dacă n-ai ideea? Atunci am încercat să văd o situație mai particulară, așa zis, că la nivelul ăsta, cu 2008, 2 la 2008, nu prea aveam reacție. Da. Suna, așa atunci am zis așa. Caz particular, da? Caz particular. Adică nu atât 2 la 2008. Să zic așa, 2007 supra 2 la puterea a 2 la puterea a 5-a. Adică ar fi 2007 supra 2 la 5-a 625, nu? Nu, 2 la 5-a, 2 de 5 ori. 2 la 4, 16, 32. Da. Da. Nu-i 5. Da. Și ați duce 5 la 4. 5 la 4. Da. Deci este, cât am spus aici, 32. La împărțirea asta, 30 la 2007 la 32. Deci merge de câte ori? 200, 32 în 200, de cam 6 ori. 6 ore. Hai să împart. Împart, exact. Ai calculator, să faci ca să mai crezi. 2007. 2007 la 32, nu? Da. 62,71875. 62. Virgulă 718 75. Și ultimii 3 decimale sunt 875. Da. Bun. Asta muncind și având așa un număr mic. Da, probabil când e foarte mare, cărul de decimale e foarte mare. Și ultimii 3. Important să le găsim pe ultimii 3. Am să încerc într-alt mod să fac asta. Înmulțim și sus și jos cu 5 la 5-a. Deci amplificăm fracția asta cu 5 la 5-a și atunci vine 2007 supra 2 la 5-a. Amplificăm cu 5 la a 5-a. Și egal cu 2007 ori 5 la 5-a supra 2 la 5-a ori 5 la 5-a. Și face cât? 2007 ori 5 la 5-a supra 10 la 5-a. De ce 10 la 5-a? De 2 la 5. Așa. Și acum 5 la 5 fac 5 la 4 625, deci vine 625 5 la 4 ori 5. 5 ori 5 25. 5 ori 10 ori 12. 5 ori 6 30 ori 31. 3125. Și egal cu
o să continui. 2007 ori 3125, totul supra 10 la 5. Și egal acum. Trebuie să mulțim pe 3125 cu 2007. 3125 ori 2007. 6.271.2007. Dar vreau să mulțim să vedem o șmecherie aici. Că pare să fie momentul cel mai frumos. 7 ori 5, 35. 7 ori 2, 14 și cu 3, 17. 7 ori 7 și cu 1, 8. 7 ori 0, 0. 7 ori 3, 21. Când înmulțesc acum cu cifra următoare, dacă aș avea cifra așa, așa aș face pentru, numai aici, și când înmulțesc cu 2, sub 2 construiești, da? Da. Și vin 2 ori 5, 10. 2 ori 2, 4 și 1, 5. 2 ori 1, 2. 2 ori 0, 0, 3. 5, 7, 8. Iată 875, ultimele 3 cifre. Faptul că se mulțește cu 007 e de parcă aș mulți pe 7 cu 125. Atât mă interesează. Să se construiește 0875. Dar aici cât face 0, parcă 6, 4, 0, 3. Vezi, tu cât face 3 milioane? 6 milioane 271. Hai, dar ce am făcut aici? 3 ori 50, 3 ori 2, nu, 2 ori 50, 2 ori 4, 1, 5, 2 ori 1, 2, 2 ori 0, 0 și 2 ori 3, 6. Da. 6. Da, 6. 6 milioane. 271. Da, am obosit. 875, da. Dar oricum, dă 875. 6 milioane, zice. 271. 271. Da. Eroare de calcul. Nu, oboseala mea. Da. Spune cuvântul. Dar important că îmi dă așa ceva. Deci 6 milioane de a scriu corect aici. 6 milioane. 271, 875. Hai să scriu încă o dată. Sunt în stare, vreau să mai duc până la capăt. 7, 5, 3, 5, 2, 14, 17, 71, 8, 7, 0, 0, 7, 3, 21, asta e bine. Da. 2, ori 5, 10, 2 ori 2, 4, 1, 5, 2 ori 1, 2, 2 ori 0, 0, 2 ori 3, 6. Și atunci mie îmi dă așa. Câte îmi dăm aici? 80 așa, 0 aici. Da, nu e 30.125, e 3.125. Acum am văzut un 0 acolo în plus. 3.125. 3.125. 21... Da. Am înțeles. 7 ori 5, 3, 7 ori 2, 4, 7 ori 7 ori 7 ori 3, 21 fără 0 asta. Da? Da. 21. Și modificăm și aici. Doi ori 5, 10. 2 ori 2, 4, 1, 5. 2 ori 1, 2. Și 2 ori 3, 6. Și face 5, 7, 8, 1, 7, 2, 6. 6 milioane. 271. 875. Da. Ei, ăsta împărțit la 10 la 5, înseamnă că mut virgula peste 1, 2, 3, 4, 5. Fac și aici 2. Da. Da? Deci e o formă interesantă de a face împărțirea. Împarți la 10 la o putere. Și muți virgula la stânga. Deci faci aici tot aceeași răspuns, am vrut să remarc. Și aici 2, 718, 800, 71, 875, da? Da. Și ultimele cifre aici, da. Deci ultimele trei cifre, iată că sunt 875 pentru cazul ăsta,
când am luat la 2 la 5, dar știu până la 2 la 2008 cum lucrează acolo. Și atunci am mai luat și, să luăm și 2 la a 7. Deci cu putere impar. Sau 2 la 3, hai să luăm pe 2 la 3. Deci 2 2007 supra 2 la 3. Deci exponentul este impar. Și atunci mulțim și sus și jos cu 2 la 5. Și apare 2007 ori 2 la 3, am zis. 5 la 3, 5 la 3, am zis. Gata, praf. 5 la 3 înseamnă 125. Înainte am zis cu mulții cu 3125. Deci tot grupul de 125 este și aici. Da. Da? Supra 10 la a 3-a. Și când mulțim pe 2007 cu 125, trebuie să mulțești tu. Da. 2007 pe 125. Da. Ori 125 face? 250.875. 250.875. 875. Și cum 10 la 3, pun virgula peste 3, iată că ultimul 3, tot 875. Pentru că în urma mulțirii, grupul de cifre care apare este 125. O fie mai lung numărul ăsta. E 5 la, dar tot 125 este aici. Da. Și când se mulțește cu 7, 125 mulțit cu 7 dă 875. Iar când vine 2 de mulțit, sare din și lasă grupa asta neatinsă. Cele 3 cifre sunt neatinse. Dacă o să fac același lucru pentru 2 la 7, am făcut 2 la 3, 2 la 5, să vedem 2 la 7. Deci 2007 supra 2 la 7. Înmulțesc și sus și jos cu 5 la 7. Și asta apare 2007 ori 5 la 7 înseamnă 5 la 5, așa, au făcut 3, eu sunt 25, ori 25. Că crește cu... Deci 3.125. 78.125. Deci 78.125. Important că rămâne 125. Da. Și la mulțirea cu 7, el generează iar gruparea 875. Da. Deci supra cât aici? Supra 2 la, 10 la 7. La 7. Da? 10 la a 7. Și va da un număr lung, să zicem aici, care va avea 875 cifre, cifre ultimii 3, și câte decimale trebuie, după câte decimale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da? Da. Dar ultimii 3, tot 875. Motivul, tot timpul se mulțește 125 cu 7. Și când îmi vine să contribuie acela, am deja distanța de 3 cifre de aici. Da? Asigurată. Și acele 870, acele 3 cifre nu mai sunt atinse în urma mulțirii cu următorul. Nu? Da. În mod, dacă ar fi fost o cifră aici, în afară de 0, ar fi fost afectate. Da. Cele 3 cifre. Asta când ne-a dus la impar. Deci, dacă ne ducem cu putere impare, se sesizăm pe ultimii 3 cifre, ultimele decimale sunt, ultimele decimale sunt acestea, 875, da? 875. Acum rămâne să constatăm ce se întâmplă când noi pare. Când noi avem la putere pare aici. Da. Deci trebuie să mergem la 4, la 6, la 8, să vedem dacă același joc se mai păstrează. Da. Dacă se păstrează, înseamnă că indiferent la par sau impar, nu avem nimic de comentat. Hai să încercăm și asta, să vedem ce șmecherie apare.
Deci, hai să zicem 2007 supra 2 la puterea a 4. Înmulțim și sus și jos cu 5 la 4 și vine 2007 ori 5 la 4 a 625 totul supra 10 la 4. Și acum 625 înmulțit înainte era cât? 125. Da. Acum e 625. 1.254.375. 1.254.375. 375 supra 10 la 4. Și înseamnă că peste 4 cifre pun virgula și face 125.4.375. Deci s-a schimbat grupul de cifre. Înainte a fost 875 și acum e 375. Da, asta era prima observație. Dacă mă duc la a șasea, să vedem ce se întâmplă. Deci am să mă ocup de 2007 supra 2 la a șasea. Amplificăm cu 5 la a șasea. Da, și face 2007 ori 5 la a șasea supra 10 la 6. Și egal cu? 2004 ori 625 ori 25. Așa lumea, 625 ori 25. 31.359.375. 31.359.375. Vezi, tot 375. E echipajul de la sfârșit. Da? 375. Asta e înșimulțit cu pe 2007 cu... Da. Tot ai terminat. De, da. 10 la... Fără... 10 la a 6-a și că împart, pun virgula 1, 2, 3, 4, 6, 6, 31 vine, nu? Da. Deci egal cu 31. Alo. Bună seara. Da. Nu în perioada asta, la sfârșitul lui aprilie. Nu după sau când. Dar dumneavoastră, credeți că anul ăsta, sau în general, s-ar putea începe în 15 aprilie? Asta nu știu, vă spun eu că după sfârșitul lui. Deci înainte de sau când, ca să înțelegeți. Da, da. Păi e scris acolo pe internet. Nu v-ați dus, nu. 500 este. La dai deoparte, la constructorul. Vedeți acolo că noua tehnologie, un biostup acela inventat. Cu 3 în 1 acolo, tot ce e altceva. Eu vorbesc de familia pe 8 rame de cuiet și cu tot ce este acolo. Acum nu prea am timp să vă răspund că sunt într-o lecție de matematică. Chiar sunt în film. Da? Bine. Vă... Așa, așa faceți. Bine. Bă, vă salut. Da. Sesizăm că se întâmplă așa. Când îi par 2, 4, 6, grupul de cifre 375. Când îi par grupul de cifre este 875. Da. Asta pentru că contribuția lui la 5 la putere pară e cu 625 și 625 ultimele 3 se modifică datorită lui 7 multiplicat acolo și se transformă în 375. Pe când la impar e 125. Da? Da. Și contribuția lui 7 transformă în 875. Da. Și deci observația ar fi asta deocamdată. Observația ar fi că fiind la 2008, fiind număr par,
Atunci, asta ar fi un număr lung, foarte lung. Și la sfârșit ultimei trei cifre ar fi 375. Da? Da. Asta ar fi din observații. Acum rămâne, să spunem, temeinic să putem dovedi de ce așa stau lucrurile, ca să putem spune că și noi am putea modifica, să spunem, o pune în ieșiță chiar. Nu poți, nu, să nu spunem 2007 și mai bag un zero aici, 20.007. Și atunci întreb ultimele patru cifre. Că în momentul în care bagi trei zerouri, deci contribuția lui 2 se mută mai în față. Și atunci ultimele, un grup de patru cifre pot fi controlate. Da. Sau, dacă vreți să nu, vrem să nu, nu patru, nu trei cifre, ci două cifre, atunci am un 0 și un 7. Da, cu 7, da, dacă nu cu 7, poți spui tu 8 sau da. Număr. Important este că numărul de cifre pe care îl vrem la sfârșit depinde câte zerouri pun aici, în față, la mulțime. Și de aici se pot face foarte multe exerciții. Deci am vrut să îți arăt un exercițiu la nivelul clasei a 5-a, cu chestiuni de în interior deosebit de frumoase, interesante chiar. Asta e matematica. Uneori te urci prea sus și nu mai vezi deloc, te-ai intrat în nori și nu mai vezi deloc ce este jos și de aceea nu indicat, să spunem, pentru cei care nu au suficient antrenament să facă chestiuni de acestea, că te cearcă și sentimentul ăsta al nereușitei. În fața fiecărui ghișițiu ai un singur sentiment, că nu ai nicio idee. Și neavând nicio idee, nu e tocmai confortabil. De aceea trebuie lucrat de jos în sus chestiunile care sunt de uzură, ca ușor, ușor să crești în valoare și să poți, la un moment dat, să începi să abordezi și chestiuni de astea de speculații, de tot. Chestiuni mult mai frumoase, mai interesante. Dar fără să faci baza de jos, nu puteai. Te duci la sus și te-ai trezit suspendat. Nu? Asta spuneam eu când am zis, nu mă mai ocup de subiecte de astea apipărate, întâi și întâi. Eu însumi ar trebui să stau multă vreme și să văd acolo ce chestiune are acolo ascunse chestiuni. Și asta mi-a consumat mult timp. Și n-aș mai avea niciun să am uitat pe la chestiunea asta, ce faci acolo. Da? Deci, ne oprim aici. Că timpul la 4 și jumate am început, exact la 4 și jumate, acum cred că 9 și... Da, 9 și sfert. 9 și sfert. Mai ajunge. Nu. Nu. Mai pot continua. Vă seama asta. Da. La revedere, dragilor!